your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Ce faci, puia? Puia, ce faci, mă? Te-ai trezit? Te-ai trezit de dimineață? Așa, miroase telefonul. Ia. Neața, dragi tovarăși, și în caz că sunteți curioși de ce am fața asta de parcă n-aș fi dormit vreo două zile, ei bine, chiar n-am dormit două zile. Suntem în drum spre Pescuială, suntem un pic în întârziere, dar nu-i problemă. Băgăm acum fulgerul ăsta două păr și ajungem imediat. Ca idee ce înseamnă să fii YouTuber. Vin abonați, te duc pe tine la pescuit. Asta înseamnă să fii YouTuber. N-ați văzut? Am șofer personal membru. Am copilot aici și pescar, ucenic de pescar, moderator. Bă, e mișto să fii YouTuber, ce să mai. Pentru pasionații auto de pe canal, câteva detalii tehnice despre acest bolid. 6 valve. Așa. 75 de cai putere. Așa. Kilometri. Kilometri destui să ajungă, că motorul tank. E tank. Mai duce încă de 3 ori cât are. Practic încă un pic și ajungi până la lună la cât ai mers cu ea. Încă un pic și fac de 3 ori raza pământului. Pentru o mașină din 98 avem și display, adică... De nou s-a fabricat în 97, s-a fabricat în display și după aia mașină. Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou vlog. Astăzi vă salut aici de pe baltă, am venit la pește cu un abonat, cum ați văzut mai devreme. Da, e pe partea aia acolo și șoferul personal mai nou, mă rog, asistentul meu de pescar. Cam bate vântul, ții mâna mai așa să nu se audă tare. Suntem pe Hagiești 2, undeva aproape de București, aproape și de mine, ca să nu ne deplasăm prea mult, că e benzina ieftină rău în perioada asta. Și hai să vă arăt ce am prins până acum, de vreo 2 ore. Avem 2 ore de când suntem aici? 2 ore și jumătate. Hai să vă arăt ce am prins. Hai să vă arăt ce am prins. Opa, așa. Ia uitați. 3 bucăți mișto de crap. Am hotărât să venim pe balta asta, e două motive. Unu, voiam să mergem în altă parte unde am văzut că avea unul mare la vreo 5-6 kg, dar a plouat în zona aia, drumul era așa mai pe câmp, pământ de la galben și rămâneam cu mașina înfiptă pe acolo că n-avem 4x4. Și doi la mână, am căutat bălțile din zonă, mi-am amintit că locul ăsta e destul de aproape, am mai fost când eram mic pe aici la pescuit 5-6 ani cât dracu aveam. Și chiar ieri când mă uitam, făcuse un admin al paginii live când a populat balta. Și a adus omul un camion de crab din ăsta la un kil și ceva. Doamne ajută, pentru cei curioși, vreo 100 de lei costă, 4 lansete, carasie cât vrei, crab câteva chile pe acolo. Aici sunt două bălți, Hagiești 1 și Hagiești 2. Pun mâna mai așa să nu se audă tare cum bate vântul. Sunt două bălți. Asta care e mai sălbatică și Hagiești 1 care e mai amenajată cu băncuțe cu așa. Dar am vrut în locul ăsta că e așa mai la adăpost, deși nu cu ăsta mare. Ai umbra, ai tot ce vrei. E cât de cât mai încolo o leacă de stufăriș mai în larg ca să le fie mai greu toamna când e să bage plasele. Văd un nițel. Se vede aici cârlig. Cârligul era cu porumb, deci la porumb trage. Un exemplar frumos de crap. N-am apucat să filmez când l-am scos, dar... Următor. Ca în jocuri era. Mai ceva ca pe Fishing Planet. Asta-i, vedem ce mai prindem. Bun, hai să vă prezint și ce momele avem. Avem așa, în cutia aceasta, avem râme. Ele sunt băgate pe sub pământ, dar... Da, așa, se văd aici. Avem râme de-astea, le-am stat eu să sap după ele în curte. Avem viermișorii aceștia și vă recomand să vă luați porumb dulce de ăsta, buceci. Știți cum trage? N-aveți treabă, dar să aveți grijă că unele boabe sunt cam fragile și se rup pe cârlig. Și eventual, cum e zeama asta din amidon, s-o puneți acolo în amestecul de nadă, că mai atrage. A, da, și nada de o folosim, e una luată din urziceni, ideală pentru sălbatic. Și e bine că balta asta e așa mai sălbatică, nu e amenajată, deci e bine. 25. Și 25 de lei de bani ăștia. Prindem 10 kg. Da, și? Să vă zic o întâmplare. Abia ce ațipisem și a tras la una care are clopoței. M-am dus
s-a oprit. N-a mai. A agitat un pic clopoței aia. Optica mea mare care. Eu a țipisem și am visat că mă dea într-un carusel. Acum trebuie să mă pun la coadă iar. Tovarăși, tocmai ce am plecat spre casă, am prins 4 bucăți. Când ajung acasă, dacă găsesc cântarul ăla, cam cântar alimentar, cântăresc să văd câte chile am prins. Vă arăt acum pe ecran niște poze. Părerea mea, 100 de lei pentru 4 bucăți de-astea mari, plus ce mi-a mai scăpat, s-a mai agățat. Am pierdut și un clopoțel, am tăiat și firul, se mai întâmplă. Eu zic că a meritat 100 de lei, că și așa e vreo 20 de lei kilo de crab dacă vrei să cumperi. În fine, cam asta a fost și vlogul nostru de pe Hagiești 2. Mai venim, o să mai spionez tot așa cât se mai populează unele bălți, ca să fiu sigur că e pește. Am plecat de vreme că nu mai trăgea, a început să plece mai toată lumea că nu mai trăgea la nimeni. Aie, cum a trecut ora 11, s-a cam potolit. Dar nu-i bai. Vă mulțumesc tuturor celor pentru atenția acordată, îi mulțumesc pilotului și asistentului de pescar și moderator și ce mai e el, ce mai e și pe canal. Da, și cam atât. Ne auzim pe data viitoare. Ciao, les. Măcar m-a prins și soarele cu ocazia asta, mama, da. Exact ca pe tractoriș, m-a luat numai pe mâini și pe ceafă. Zici că am fost la mare.